Unii dorm, alții visează, Luci Popa se distrează. Sau poate nu. Dar nu puteam rata această ocazie. Avem, fiți atenți aici, Model X Plaid, Model S Plaid, Model S Plaid, Model S Plaid, Model X Plaid, Model S Plaid, Model X Plaid. 7 mașini care au 1000 de cai fiecare. Și ninge. Sunt minus 4 grade și suntem la cheile grădiștei Fundata, la AGA, Adunarea Generală a Asociațiilor de la Tesla Happy Owners Romania, TOR. Un club neafiliat cu producătorul Tesla, un club de comunitate, un club care ne-a oferit 7 mașini. Putem să le luăm pe oricare, să le prezentăm, o să facem și test cu ele, evident. Nu o să putem să facem 100 în 2,1 secunde pentru că, na, vedeți și voi cum e pe jos, dar ne descurcăm. Aveți toate linkurile în descriere și în primul comentariu dacă vreți să aflați mai multe despre TOR. Nu există taxă de înscriere, nu există taxă de participare, nu există nimic. Da, clubul este gratis și tot ce trebuie să faceți este să vă prezentați la câteva evenimente pe an. Comunitatea este foarte mare, foarte caldă și, după cum vedeți, bine, sunt 7 plaiduri aici, da, uite, mai avem Model 3, Model 3, Model 3, Model X, Y și așa mai departe. Sunt peste 50 de mașini aici, pentru că așa se organizează o întâlnire a unui club mișto. Și da, ne-au chemat și pe noi să arătăm pleadurile. Păcat că ninge. Cam asta e. Hai, nu mai lungim. Tesla Model S și Model X Plaid, mașini cu Luci Popa în gheață. Dar înainte de toate, un anunț. Se vinde Fordulețul și pentru el o să ofer raportul car vertical gratis. Însă, dacă nu vrei să cumperi Fordulețul și vrei să cumperi orice altă mașină, încearcă car vertical, ai 20% reducere în linkul din descriere și din primul comentariu. Deci dacă vrei să-ți cumpere o mașină și vrei să o iei din afară și nu are cine să o verifice, raportul car vertical îți poate spune dacă a fost lovită, cu kilometri dați înapoi, furată, de America, taxi, inundată sau dacă s-a ascultat manele în ea. Și chiar dacă nu are toate răspunsurile din lume, car vertical poate fi o unealtă în cumpărarea unei mașini second hand. Dar vă rog eu, cumpărați Fordulețul. Nu știu în ce ordine o să facem clipul, dar o să începem cu Model S Plaid. Gândiți-vă că Model S este în al 11-lea an de producție, a apărut în 2012 și cu toate astea a devenit una dintre cele mai apreciate mașini electrice și una dintre cele mai rapide mașini de pe pământul ăsta. Da. Designerul, poate ați auzit de el, Franz von Holzhausen, e frig, a desenat Volkswagen New Beetle. Da. După aceea a trecut pe la Mazda și acum se află la Tesla și a desenat toate Teslele actuale, adică S, 3, X și Y. Și designul, deși are 11 ani și mașina a început dezvoltarea abia prin 2007, încă este actual. Și să prezentăm ce modificări au fost la ultimul facelift, la Plaid și așa mai departe. Mașina încă este făcută în Statele Unite ale Americii, la Fremont. Și indiferent de ce credeți voi despre Elon Musk, a reușit cumva să facă o mașină electrică cu 3 motoare, care să aibă și autonomie mare și baterie mare, și să facă 100 în 2 secunde și ceva și să continue dezvoltarea lui Model S atâția ani, pentru că un Model S 2023 nu prea mai are multe în comun cu primul Model S. Spre exemplu, la interior, doar șinele de la scaun au rămas la fel față de prima generație, față de primul model. E varianta fără volan, are yoke, adică jug despre care o să vorbim la interior și o grămadă de chestii. Hai să arătăm mașinuța. Modelul ăsta a trecut prin mai multe restilizări de-a lungul timpului și acum avem, culmea, o caroserie și mai aerodinamică, cu toate că, dacă te uiți la bot, e un pic mai agresiv. Au renunțat la grila aia falsă, care nu era grilă, dar o făcea să arate ca o mașină normală. Avem emblemuța Tesla aici, micuță, da? Și farurile cu LED pe care o să le arătăm imediat. Dar ce trebuie să spunem este că mașina asta este a doua cea mai aerodinamică mașină din lume după EQS. Asta are 0.208 și EQS-ul are 0.2, deci a doua cea mai aerodinamică mașină. Ce interesant este că Model S Plaid vine cu două tipuri de jante. Pe 19 inci, cum sunt astea, jantele aero cu căpăcele, da? Și jantele de 21 de inci, astea mai sportive așa, care arată ceva mai bine. Pentru iarnă și în general pentru autonomie, eu le-aș recomanda pe asta pe 19, pentru că mașina este ceva mai confortabilă.
Acum, dacă te apropii de mașină, aici vedem, să arătăm cardul. Asta e cardul pe care ni l-au dat. Deci ai fie o cheie, fie un card, fie pe telefon. Îl pui undeva pe aici și mașina se descuie. Au rămas oglinzile astea micuțe pentru aerodinamic și când vrei să deschizi mașina, apeși pe mâner și îl deschizi. Și e foarte interesant că la început mânerile astea înghețau. Acum aici că nu mai îngheață, ia să vedem, dacă vrei să o încui, încuie tot așa. Ok. Avem aceeași ușă, da, cu geam simplu, fără ramă la geam și există un mod de a deschide ușa nu electronic, ăsta este electronic, trebuie doar să tragi un pic, dar care nu mai coboară geamul, s-ar putea să-l deteriorezi dacă se întâmplă chestia asta. Acum, vedeți cât de ușor se deschide ușa la minus 4 grade, e ceva impresionant, da? Evident, nu o să acopere pragurile, deci posibil să te murdărești și da, există niște lufturi, niște carențe de construcție, însă toți banii s-au băgat în dezvoltarea și în ingineria mașinii, nu neapărat în calitatea fabricației. Tesla, Model S pleacă în general, toate Teslele sunt niște bijuterii inginerești pentru că toate departamentele funcționează într-o sinergie cum nu funcționează la alți producători. Hai în spate. Bun, și avem spatele. Ce n-am zis este că acum la facelift, acum există două modele, Model S-ul normal și Model S-ul plaid. Da, toate au ornamentele negre, exact ca la 3, mânere negre, indiferent că mașina e albă, indiferent că mașina e roșie, peste tot. Aceeași baterie, 100 de kWh, o să intrăm în detaliu la ea, dar probabil o să vorbim din interior, nu o să vorbim din exterior. Nu avem ce guri de evacuare să arătăm și fiți atenți aici. Vedeți asta? Asta este semnul de plaid. Pe unele scrie plaid pur și simplu, PLAID, și pe unele scrie, nu scrie nimic, e chestia asta. Vreți să știți ce e chestia asta? Există un film care se numește Spaceballs și acolo există o navă spațială care urmărește altă navă spațială și o viteză mai mare decât viteza luminii este viteza ludicrous. Știi? Nu ludicrous, ludicrous, cum se numea înainte modul rapid la Tesla. Ei bine, când cealaltă navă este depășită, vă dați seama la ce viteză, zic, they've gone into plaid. Ei, și când mașina accelerează, pe parbriz se vede chestia asta, ca și cum ar merge prin spațiu. Și ăsta e luată din film. Filmul ăsta e o comedie, e o parodie după Star Wars, dar aparent Elon Musk are un simț al umorului destul de dezvoltat și uite că a pus chestia asta aici. Avem și eleronul, care este mai mare decât la Model S-ul normal și singurul lucru care a rămas cromat este emblema de Tesla, de Tesluța. Înainte să continuăm, vreau să vă arăt o chestie foarte interesantă. Stickerele de la Thor, I'm probably not driving, că atunci când pui autopilotul, da, se face volanul albastru în bord. BV01 Red, numărul ăsta de matriculare, a fost primul număr de matriculare verde din România. Apropo, ăsta e Model 3, nu e Splat. Da? Și aici avem și stickerele cu store, Tesla Happy Owners România. Și cine face parte din club primește multe chestii gratuite, printre care un card cu niște reduceri la stații de încărcare, nu, evident, la superchargere, că acolo sunt gratis. Anumite chestii printate 3D nu te costă nimic, da, să fii în Thor. Hai să continuăm cu S-ul plaid. Una din principalele modificări pe care le-a făcut Tesla de-a lungul timpului a fost să monteze suspensie pneumatică pe Model S. Mai mult, suspensia spate față de primul Model S este complet redesenată, are altă geometrie, are un braț în plus. Toate modelele Tesla, pe durata de viață, pe durata de producție, sunt updatate constant, da? Super, super constant. Inclusiv la suspensie, inclusiv la motoare, inclusiv la baterie, nu mai are nimic în comun cu primul S. Cu toate că mașina este un facelift îndelungat. Ei, chestia asta nu o să o vedeți la alți producători pentru că au alt tip de integrare. Au o integrare orizontală, nu au o integrare verticală, cum face Tesla. La Tesla este simplu. Ei pot să facă integrare și înapoi și în viitor, în sensul că anumite componente sunt împărțite și cu alte modele și dacă ai un Model S, se strică motorul și așa mai departe, poți să pui un motor de plat pe el dacă găsești unul să cumperi. Spre exemplu, nu știu cum funcționează partea asta de software și integrarea software dacă pui, dar hardware-ul tot este interschimbabil. Uite, alt exemplu de integrare hardware este hardware-ul pentru Full Self Driving și Enhanced Autopilot, pentru că tot hardware-ul ăsta se modifică. A fost hardware 1, 2, 2 jumate, 3, acum suntem la 3. Ce înseamnă hardware 3? Înseamnă că este singurul hardware care va permite funcționarea full self-driving-ului atunci când acesta nu va mai fi beta. Și acum, autopilot și full self-driving nu mai funcționează cu radare și sonare, funcționează doar cu camere. Și avem 3 camere frontale în față de 250, 150 și 60 de metri și avem 2 camere pe lateral
una de 80 de metri și una de 100 de metri pe fiecare parte. Nu mai are nevoie de senzor pentru că hardware-ul e atât de performant încât poate să facă toată schema asta din camere. Acum, cine vrea hardware 3 pe mașină poate să-și facă retrofit. Nu e nicio problemă. Și chiar dacă rămâne cu senzorii pe mașină, nu e nicio problemă. Cred că și camerele pot fi schimbate. Asta nu pot să garantez. Însă, acum Tesla a proiectat singure procesoarele, cum face Apple la telefoane. Da? Adică chiar dacă ele sunt făcute de TSMC și astea sunt făcute de Samsung și mașina are două, în cazul în care se strică unul să te bazezi pe al doilea, are un system on a chip cu CPU, Neural Engine, exact ca la Apple, și cu GPU. Și are 12 procesoare Cortex A72, care sunt niște procesoare de telefoane. Așa. Deci fiecare system on a chip are câte 12 procesoare. Dacă e să ne referim la autopilotul normal, față de sistemele de la alți producători, nu prea mai e mare diferență. Însă, cu full self-driving, mașina poate să schimbe banda singură, se ducă la destinație, poți să faci chestia aia cu Tesla Summon să vină la tine, da, poate să parcheze automat, o grămadă de funcții, dar nu știm când vor intra în funcțiune. Cert este că ai nevoie de minim hardware 3 ca ele să funcționeze. Și asta îmi place, că ai o super mega integrare la Tesla și poți să faci retrofit la mașină, ceea ce e foarte mișto. Bun, deci farurile sunt full LED. Aparent nu poți să pornești, sau n-am putut eu, că nu apărea opțiunea să pornești farurile de ceață din interior. Probabil trebuie să fie mașina în mers sau trebuie să fie pe auto mereu. Dacă pui faza scurtă, nu m-a lăsat să pornesc farurile de ceață. Ele sunt Matrix LED, deci de ultimă generație, bat foarte bine, nu cred că mai trebuie să mai menționăm chestia asta. Ia și în spate la stopuri. Și stopurile au fost parțial redesenate față de primele generații, dar în principiu au cam aceeași formă, LED, tot ce vrei, și semnalizarea. Da. Și e nașpa la mașinile astea moderne că se sting semnalizările sau se sting farurile dacă închizi mașina și alte chestii. Semnalizare LED pe spate, hai în față, și evident semnalizare LED pe față. Și chiar dacă designul nu este la fel de spectaculos cum regăsim la alte branduri, ei bine, na, e funcțional, e totul funcțional, asta contează la o astfel de mașină. Portbagajul din față se deschide fie din cheie, adică din telefon, fie din telecomanda fizică, fie din tabletă, fie prin comandă vocală. Și zici open frunk, da? Dar dacă îi zici open frog, adică broască, se deschide portul de încărcare. Asta e un easter egg pe care nu știe multă lume. Așa, avem 89 de litri aici în portbagaj, da? Și deși a mai scăzut un pic spațiul de depozitare, tot e suficient de mare. Însă, ce e interesant la asta este că mulți clienți vor să aibă și capotă sau franc electric, da? Ei, aia albă de acolo, va avea un kit de montare prin care se vor schimba amortizoarele și va fi totul electric și se va deschide capota singură. Tremură cameramanul. Așa. Și ce e interesant și ce înseamnă verticalitate la Tesla este că aici, între oalele amortizoarelor, se află o bară de rigidizare care are mai multe funcții. 1. E bară de rigidizare. Face mașina să fie manevrabilă. 2. Are punctele de montaj pentru sistemul de răcire și pentru sistemul de climatizare. Și 3. Are un traseu pentru sistemul de suspensie pe perne de aer. Da, deci are 4 funcții și asta înseamnă să ai ingineri deștepți și să ai componente care fac mai multe lucruri. Asta înseamnă că dezvolți o componentă, nu dezvolți mai multe, folosești mai puține materiale și asta înseamnă că reduci și costurile și faci mașina să fie eficientă. Acum, Tesla a mai scăzut prețurile la modele, o să facem un clip separat pe chestia asta, așa că nu insistați pe chestia asta acum, pentru că o să o explicăm într-un alt clip. Totodată, are cel mai eficient sistem, da, de încălzire cu pompă de căldură și octovalvă, o soluție pe care alți producători n-au reușit să o replice. Ai cu o singură pompă 8 trasee prin care poți să faci încălzire, răcire, încălzire la baterie, precondiționare la baterie. Sunt tot felul de soluții și nimeni nu știe cum au reușit să o facă sau n-au reușit încă să o replice pe alte modele electrice. Și în caz că n-am zis, mai zic o dată, 89 de litri volumul portbagajului. Și dacă vrei să închizi francul, închizi așa. Gata? Gata. Simplu ca bună ziua, nu trebuie să-l trântești cum se întâmplă la alți producători. Ce interesant este că dacă închizi ușa, se oprește automat și sistemul de climatizare dacă nu simte pe nimeni înăuntru. Evident, mai sunt și alte
funcții gen dog mode sau camp mode, dar o să vedem la interior. Și portbagajul pentru o astfel de mașină, pentru un sedan de 5 metri, e destul de mare, 704 litri și în total 793 de litri, cu o copertină magnetică. Acum au îmbunătățit tot ce însemna magnetic în mașină. E o soluție simplă și eficientă. 790 de litri sau 709 litri, 4 litri și un spațiu de depozitare aici. Mai ai aici în dreapta un spațiu pentru smugglers, cum se zice, adică pentru cei care vor să ascundă lucruri și vor să le transporte. Aici încă un spațiu de depozitare și evident avem banchetă rabatabilă. Și ia, dacă rabatăm bancheta, pe care? Pe asta. Da? Ea doar se descuie, nu și coboară. Da, deci trebuie să o împingi tu. Sau mai ai și din interior, un butonel se vede acolo, aici, prin care poți să o cobori. Tesla Model S a avut și opțiune de 7 locuri, ceea ce pentru o mașină din această clasă este nemai întâlnit. Iar asta, da, se datorează exclusiv faptului că este bine împachetată și toate componentele sunt gândite pentru mașină. Spre exemplu, avem 3 motoare, da? O să vorbim despre ele un pic mai încolo. Avem 3 motoare, unul în față, două în spate, în același loc în care încăpea înainte motorul și diferențialul la al model de Tesla. Da, și avem un motor pe o parte, un motor pe cealaltă parte, fără diferențial. Așa au reușit să o integreze. Din nou, materialele, mocheta a fost îmbunătățită de la alte modele, modele mai vechi de Model S. Tesla încearcă să crească totuși calitatea, e totuși o mașină de 150.000 de euro. Pac. Și uite aici. Și mașina are atâtea camere, deja are 3 în față, are 2 pe lateral, are una în spate, dar cu toate astea n-are sistem de camere 360 de grade, pur și simplu așa au integrat-o. Și n-are nici blind spot, dar are alt tip de sistem, similar cum are Hyundai Kia, o să-l vedem la interior. Multă lume nu știe unde e portul de încărcare la Model S, e aici în stop. Pe partea cealaltă nu e nimic. Vreau doar să-i spui că vrei, să-l apeși un pic mai tare undeva și se deschide. Și evident, fiind mașină de Europa, are CCS. În România încă mai poți încărca pe gratis, da? Deci bateria este una de 100 de kWh capacitate brută. Am înțeles că celulele ar fi la fel cu celelalte baterii. Poate greșesc, poate nu. Cine știe, are 7920 de celule, dar cumva au reușit în aceeași baterie ca și mărime să integreze niște celule mai dense și astfel încât să nu crească neapărat masa mașinii. Oferă o autonomie teoretică VLTP de 600 de km. Iarna la minus 4 grade poate un pic mai greu, dar VLTP 600 de km cu jantele pe 19, Model S-ul normal 634, deci nu există mare dezavantaj că ți-ai pleci și nu ți-ai modelul normal. Se încarcă la 17 kW AC, adică undeva în 8 ore, se încarcă la 250 de kW DC. Deci se încarcă foarte rapid, cu toate că are arhitectură pe 400 de volți, nu are arhitectură pe 800 de volți cum are Porsche Taycan și așa mai departe. Însă, toată rețeaua de încărcare a lui Tesla, de supercharger, e pe 480 de volți. Deci probabil că nici stațiile de încărcare nu vor putea încărca mai mult de 250 de kW până nu se lansează altă rețea de încărcare. Deci, dacă îi spui din mașină Open Charge Port, ea se poate deschide și din telefon și din mai multe locuri. Da, îi spui Open Charge Port sau Open Frog, broască, se deschide portul de încărcare și se închide. Apropo, dacă te duci la un supercharger, vii cu chargerul, îl recunoaște mașina și se deschide automat. În momentul în care îl scoți, se închide automat, ceea ce e foarte mișto. Da, și poți să-l închizi foarte frumos așa. Poți să-i îi faci un pic așa, nu trebuie să-l împingi sau ceva, nu trebuie doar să-i dai un tap sau se închide din cheie sau se închide din tabletă și există multe, multe moduri. Asta înseamnă integrare Tesla, să-ți facă viața un pic mai ușurică. Un pic, nu mult. Pe site-ul Tesla, că am uitat să zicem aici la portbagaj, ei spun că poți să bagi o bicicletă fără să-i scoți roata. Deci ai o mașină de 1000 de cai, ai cea mai rapidă mașină de serie mare din lume, ca și accelerație, și ei pe site spun că poți să bagi o bicicletă. Și apropo de integrare și verticalitate și așa mai departe, ca să reducă masa și să împacheteze și mai bine mașina, bateria de 12V a mașinii, nu aia mare, că toate mașinile, chiar și electrice, au și baterie de 12V, este litiu-ion, da? Nu este din asta cu plumb cum avem noi la celelalte mașini. Și acum vin eu și întreb de ce nu au și celelalte mașini baterii litiu-ion. Probabil că astea cu start-stop nu pot să fiu. Dacă are cineva o explicație logică pentru care bateriile noastre normale nu sunt litiu-ion, care au și o durată de viață mai mare decât astea cu plumb, să-mi spună, vă rog, în comentarii.
gata, am intrat la interior, că nu mai puteam să stăm afară. O să vorbim despre mașină de la interior. O să mai arătăm după aia X-ul de afară, dacă mai apucăm. Acum, Tesla Model S Plaid sau Plaidurile în general au fost destul de controversate, pentru că s-a promis și un Plaid Plus, care n-a mai fost să fie, cu baterie de 200 de kWh, mă rog, e cu dus și întors. Dar ce face mașina asta atât de specială sunt motoarele. Că avem 3 motoare electrice, unul de 427 de cai pe față și două de 420 pe spate fiecare. În total ar trebui să aibă 1267 de cai putere, dar în total, pentru că ele nu funcționează la capacitate maximă toate trei în același timp, probabil că motorul față își pierde un pic din putere, ele dezvoltă împreună 760 de kW. Asta vine 1020 de cai putere americani imperiali și 1033 de cai putere metrici. Da? Și asta înseamnă că mașina face 100, deci fii atent, face 0,60 mile pe oră în 1,99 cu primul picior tăiat. Pentru că așa se întâmplă la pistele de drag și modul se numește drag strip mode, da? Adică pentru pista de drag. Și din acest motiv se taie acest picior. În 100 de km pe oră vine 2,1 secunde cu un picior tăiat. Ce înseamnă un picior? Cât are un picior? Bogdane, cât are piciorul tău? Are vreo 30 de centimetri, da? Ei, în ăștia 30 de centimetri, mașina accelerează de la 0 la 11 km pe oră. Ceea ce înseamnă că timpul de accelerație al mașinii până la 100 de km pe oră, ăla de 2,1 secunde, este de la 11 la 100 de km pe oră. Dar nu este de la 0 la 100. În realitate, mașina accelerează 2,2, 2,3 pe acolo. Dar imaginați-vă în felul următor. Că avem 30 de centimetri, bine, volanul are cam 37 de centimetri, deci cam atât. Deci, în timpul în care mașina accelerează de aici până aici, ai 11 km pe oră. Mi se pare fantastic. Dar asta, na, se datorează și motoarele electrice, sistemul de tracțiune integrală cu control electronic. E totul super mișto. Are și cheetah mode. Dacă o dai pe drag strip mode, mașina se lasă, se pregătește de drag și aici ai și o funcție în care îți arată cum să pleci. Da? Deci, apeși pe pedală, apeși pe pedala de frână la maxim, pe accelerație la maxim, piciorul de pe frână. Simplu ca bună ziua. Nu știu ce ai nevoie de un tutorial pentru chestia asta, când ar fi atât de simplu. Și mașina are o viteză maximă teoretică de 322 de km pe oră. Însă tot pe site-ul Tesla scrie așa, e un asterisc și spune așa, cu componente hardware care se vor instala ulterior. Deci mașina nu poate să atingă 322 de km pe oră, atinge 282 de km pe oră și X-ul, care e un SUV, e acolo sau acolo, are o viteză maximă de 262 de km pe oră momentan. Nu știu cât o să aibă X-ul după ce se montează acele componente, care nu se știe când vor veni. Deci până acum avem 2,2,2,3 până la 100 de la 0 și 282 viteză maximă. Hai să discutăm despre chestia asta. Numit yoke în engleză, jug în limba română. Jugul este un dispozitiv de lemn care se montează pe grumazul animalelor cornute care trag la car sau la plug. Și s-a gândit el, Elon Musk, așa, că ar vrea să facă el chestia asta. Ei, și e ciudat. Adică este total neintuitiv și total nenatural. Partea bună e că acum poți să-ți comanzi Model S-ul și cu volan rotund. Și sincer, îl recomand. După cum vedem, n-avem nimic. N-avem schimbător, n-avem semnalizări, totul este pe volan, da? Așa, semnalizarea stânga și pornește camera de stânga și vezi un Model S Plaid și din dreapta vezi alt Model S Plaid. Și dacă vrei să-l schimbi, da, deci tu trebuie să-l stingi. N-are funcție de 3 click-uri așa. N-are. Și este cu touch, cu feedback haptic. De aici dai flash-uri. N-a flash-uri, bă, n-a flash-uri. Astea sunt butoanele pentru volum și alte chestii printre care și reglaj volan. Hai să l arătăm, da? Deci controls. Uite, hai să vedem steering, da? Uite. Îl tragi pe tine sau îl dai în jos. Ok. Și dacă te duci și la oglinzi, din nou, același buton face chestia asta. Deci cam așa se reglează jugul. Aici e claxonul. Așa. Și o să vedem cum poți să schimbi claxonul, sunetul claxonului, să pui altceva. Pilotul automat, autopilotul, cum vrei să-i spui. Ștergătoarele. Opa! Așa, doar să dai o dată și dacă dai, că trebuie să muți de aici, să fie pe auto sau pe mai multe, și comanda vocală, da? Dacă dai comanda vocală, poți să-i spui absolut orice. Uite, de exemplu, poți să-i zici, keep summer safe. Sentry mode engaged.
Deci dacă dai keep summer safe, asta zice Rick în Rick and Morty când o are pe Summer în nava spațială ca să nu fie atacată. Zice keep summer safe și nava spațială o ține siguranță. Și acum cum îi dai să... Așa, gata, hai să dezactivăm. Așa. Și avem Sentry Mode. Sentry Mode fiind sistemul de camere care îți supraveghează mașina atunci când nu ești lângă ea. Da, de exemplu, dacă vrea cineva să zgârie mașina sau să o lovească sau așa, tu vei ști pentru că ai o grămadă de camere care îți înregistrează chestia asta. Sau poți să-i zici open glove box. Hâți, Jonuțule, și-a căzut glove box-ul. Da? Poți să-i spui o grămadă de chestii. Hai să revenim la joc. Deci e total neintuitiv. Dacă ești înalt, mai dai și cu genunchi în el. Bine, poți să-l ridici. Nu e asta o problemă. E gros, nu stai bine și dacă vrei să faci o manevră de parcare, ce faci? Știi? Ideea e că n-avem direcție variabilă astfel încât să învârți volanul cam 180 de grade și el să se învârte de tot. Nu, tot trebuie să dai de el. Dar măcar acum poți să spui volan normal pe mașina asta. Și o chestie foarte interesantă în software, dacă te duci la climatizare aici, uite, ai un yoke încălzit, ai un jug încălzit, n-ai un volan încălzit, da? Și aici ai parbrizul încălzit. Dar despre asta un pic mai târziu. Deci o să fie ciudat cu yoke-ul, cu jug-ul. Imaginează să te ții de chestia asta și să faci suta în 2 secunde și ceva. Cred că e absolut înfricoșător. Înfricoșător. Față de modelele pre-facelift de model S, avem o calitate mult mai bună la interior. Au îmbunătățit acest lucru și pielea și scaunele sunt mai bune. Mult mai bune. Nu erau cele mai strălucite scaune înainte. Piele, fibră de carbon, totul este îmbunătățit, materiale moi. Asamblarea e și ea un pic mai bună. Nu pot să spun că e la nivel de Audi sau Bentley sau alte mașini de lux, dar pot să spun că se apropie un pic de Mercedes EQS așa. Avem și Alcantara și avem o grămadă de chestii magnetice, după cum v-am mai spus. Adică avem așa, cotiera magnetică, avem oglinda magnetică, niște soluții ieftine, dar de efect și care rezistă în timp. Acum, aici avem wireless charging, avem două în față, două în spate și putem să încărcăm telefonul, da? Apropo, stai că n-am terminat cu jugul, stai puțin că mergem aici. Uitați-vă la pedals and steering și aici auto shift out of park, da? Mașina știe cum ai băga mașina, dacă ai băgat mașina cu spatele și apeși pe frână, da? Știe că trebuie să ducă în față, deși tu nu i-ai dat nicio comandă. Ei, dacă vrei să o pui în parc, o pui de aici, da? Și tot așa, dacă ai piciorul pe frână și vrei să te duci înainte sau înapoi, uite, dai marș arier, așa. Sau, în față, mergi așa. Sau, te spunem în parc, dacă vrei, aici, P, R, știu că nu se vede, N și D, da? Și acum, dacă vrei să o treci în reverse, te ții apăsat aici cumva. Sau, mă rog, chestia asta e dacă nu merge... Dacă nu merge ecranul, atunci se activează butoanele de aici. Ba nu, uite, s-au activat. Da? Și îi dai reverse. Așa. Și îi dai drive de aici. Deci dacă vrei, poți să ai și chestia asta. Dar mașina știe să iasă din parcare singură. Ea știe ce manevre ai tu de făcut. Dacă nu, ai aici, în față și în spate. Deci așa e cu jugul. Bun, hai să continuăm. Deci ați văzut, ca să activezi mașina, pui cheia aici, wireless charging-ul aici. Model S n-avea buzunare, nu știu. Uite, acum are buzunare. Nu sunt cele mai mari buzunare, dar în cap niște sticluțe, niște sticloanțe, cum ar zice Dorian Popa. Un spațiu de depozitare imens aici, că evident n-ai tunel median, n-ai transmisie, ai baterie în podea. Uite aici, un spațiu de depozitare sau dacă vrei să acoperi sau amândouă și aici mai avem și suporturile de pahare. Interesant. Și o cotieră tot așa magnetică imensă. Super, super, mega imensă. Acum, dacă mergem la climatizare, o să vedeți că aerul suflă de aici și de aici de la volan. De ce suflă aerul de la volan? Pentru că, ghiși ce, aici sunt gurile de ventilație. Ai una sus, una jos și mai ai o gură de ventilație acolo în bord care e și ea ascunsă. Totul a fost gândit să fie minimaliști. Probabil vedeți deja tableta asta de 17 inch Landscape. Înainte era cu portret la Tesla. A făcut Tesla portret. Toți producătorii au zis, vrem portret! A făcut Tesla Landscape. Acum, dar noi ce ne facem? O să vină și ei tot cu Landscape de acum încolo. Dacă vrei să deschizi ușa, uite, ai aici, hop, da, ușa electronică. Trebuie să o închizi un pic mai tare. Așa, nu foarte tare, că ușa se închide foarte ușor. Dacă vrei să deschizi ușa manual, o deschizi de aici, da?
de la acest mâner, dar o să-ți spună mașina că, bă, e potibil să strici un pic trimul de la uși dacă faci chestia asta. Acum, ce-o fi, o fi. Hai să vă arăt ceva interesant. Dacă lăsați o hârtie aici și aveți nevoie de ea, s-ar putea să o pierdeți. Dar uite că mie mi-intrase mai devreme, dar văd că acum nu mai vrea să mai intre. Ideea e că la primele modele cu facelift intrau hârtiile pe aici. Trebuia să accelerez foarte tare ca să-ți vină înapoi și era posibil să le pierzi. Dar uite, mie mi-a intrat înainte și acum nu mai vrea să mai intre. Interesant. Sunt curios dacă unii oameni ating din greșeală cu podul palmei, cum se întâmplă la produsele VAG care au sistemul ăsta de touch, dacă ating din greșeală semnalizarea. Open glove box. Tot aici ai și un USB pentru Sentry Mode. Dacă vrei să înregistrezi ce înregistrează Sentry Mode, te duci la poliție sau în altă parte, ai acolo un USB, bagi un stick și îți înregistrează pe stick imaginile. Da? Bun, hai să vorbim un pic despre scaune. Pentru că, deși materialul seamănă a piele, în Tesla nu se mai folosește piele naturală de vreo 5-6 ani. Deci asta este piele artificială, piele vegană, cum vreți voi să-i spuneți, dar nu este piele adevărată. Cu toate astea, calitatea a fost îmbunătățită și acum avem și scaune ventilate, dacă vrei acest lucru. Ergonomia s-a îmbunătățit și comenzile s-au îmbunătățit. Tot un pic zgomotoase așa, dar măcar își fac treaba. Fiți atenți aici. Deci, avem un touchscreen 17 inch care merge bridge, are un procesor care rivalizează cu ăla de pe PlayStation 5, da? Deci, dacă mai face cineva infotainment-uri atât de rapide, să-mi spuneți. Păcat că n-are Apple CarPlay și n-are Android Auto. Rezoluție 2200x1300, deci are un pic peste Full HD, să zicem, da? Hai să vă arăt o chestie absolut demențială, absolut demențială. Ia fiți atenți aici. Dacă ai un copilot care are nevoie de atenție, se poate mișca. Dă-l treacu, bă, că uite cât de tare e. Dacă nouă ne place ecranul de pe Land Rover, Range Rover, ăsta ce mai e? Și uite, așa putem să-l înclinăm astfel încât să poată filma Bogdan totul foarte ușor. Mașina are încărcare wireless, da, încărcare wireless aici, încărcare wireless aici, încărcare wireless în spate, însă are și USB-C-uri normale pe care le avem aici. Ei, și ele au o putere de încărcare de 36 de kW. Deci, peste orice iPhone, adică peste puterea de încărcare a oricărui iPhone. Mai sunt telefoane Android pe care nu le poți încărca la puterea lor maximă. E niște Realme-uri, niște Xiaomi-uri, niște chinezării din astea. Dar, în rest, e super rapidă încărcare. Eu n-am văzut încărcare de pe 36 de W la o mașină niciodată. Ce e mișto e că avem Netflix, Disney+, YouTube, Twitch, poate o să pună și HBO și toate cele, da? Mașini cu Lucian Popa, da? E mașini cu Luci Popa, de ce e cu Lucian Popa? A, așa, da? Să dăm cutia pe manual, talpă frână, că dacă nu ții talpă frână, nu te înfigi în frână. Ok, hai să-l oprim pe Luci Popa. Voiam doar să arăt sistemul de sonorizare. 22 de boxe, 960 de W și sistem de active noise cancellation. Și se aude demențial, demențial. Mai ales că ai și Spotify, ai și Apple Music, Tidal și alte aplicații din astea de muzică și poți să asculti exact ce muzică vrei. Și ok, avem Netflix, avem de toate. Bă, dar mașina e sigură. E sigură, bă, că a luat 5 stele la testele euro în cap și e și best in class. Deci, Tesla ne-a demonstrat că poate să facă și mașini sigure. Și acum, hai să vă arătăm ceva. Dacă te duci la Toybox, da? Și te duci la Emissions Testing Mode, da, am so random, fart on demand. Practic, mașina face când vrei tu și dacă îi dai așa, te joci. Da? Dar ia fiți atenți aici. Mergem la Boombox. Bun, și avem horn sound. Da? Ce să suni, cum să sune claxonul, da? Fii atent aici. Și ai la cucaracea, da? Și așa claxonează mașina. Sau, poate să fie fart. Când claxonezi pe cineva, să se bese. Sau, să ai badum-ts. Ia, sau all horn.
claxon vechi. Ok, gata. Sau poți să faci play current media, gen dacă ai muzică afară, sau poți să faci megafon. Dacă ai megafon, dacă tu urli în mașină, se aude afară, dacă nu o să sperii oamenii. Bună ziua, mă auziți? Bună ziua! Am făcut asta odată în București și a venit poliția locală la mine, că nu știa ce fac. Gata. Așa. Deci te poți juca, n-ai treabă cu mașina asta. Chiar e distractiv așa. Bun, hai să trecem la lucruri mai serioase. Ai biohazard mode, ai un filtru HEPA care îți menține aerul curat tot timpul și chiar dacă e biohazard afară, nu știu, vine apocalipsa cu gaze și tu poți să trăiești. Mai ai dog mode, da, în momentul în care ieși din mașină, îți ține temperatura constantă astfel încât câinele tău să nu moară de căldură. Sau ai camp mode care menține temperatura constantă până la 20% state of charge la baterie. Sentry mode, security alarm și walkaway lock will be disabled. Deci nu mai ai sentry, nu mai ai nimic. Pur și simplu îți oferă confort termic astfel încât tu să poți dormi în mașină. Foarte, foarte tare. Evident că avem și climatizare în spate și ai 3 banchete încălzite, nu 2. Deci ai 3. Și locul din mijloc poate fi încălzit. Și asta n-am mai văzut la multe mașini. Dacă vreți să mai vedeți niște chestii interesante, avem light show. Da? Adică să cânte mașina. Asta o să o arătăm la final. Aici poți să selectezi culoarea mașinii exterioare, cum să-ți apară în interiorul mașinii pe ecran. Boombox emissions. Aici poți să cânti tu. Romance mode. Uite, dacă ești tu cu o domnișoară, îți bagă și căldură. Da? Efectiv te încălzești de la foc. Și acum cum ești de aici? Așa. Am ieșit de aici. Sketchpad să desenezi. Marte, dacă vrei ca în loc de pământ să-ți apară pe navigația Google Maps. Marte. Asta atunci când mergi pe autopilot să-ți apară Santa în loc de mașina ta. Și aici să-ți apară un curcubeu în loc să fie o șosea normală. Ah, și un Model 3 pe asta. Ce tare. Deci nu e Model S. Hai, dai seama că au și un singur soft. Nu se chinuie și ei prea mult. Acum hai să vedem sistemul de camere. Model S, Nissan Qashqai. Așa, uite, vreau să semnalizez de aici, da? Dacă semnalizezi, îți apare aici, foarte mișto. Deci cam astea sunt camerele la Model S. Și dacă vrei, de exemplu, să te duci în... Asta trebuie piciorul pe frână. Te duci în marș arier, da? Tot așa. Dacă vrei să te duci în drive, la fel, tot camera de marș arier ți-o arată. Și se arată doar în față aici. Deci cam astea sunt opțiunile de cameră. Rezoluția e foarte bine, că vezi cum ninge. N-am văzut la multe mașini cum ninge. Mașina are și dashcam, nu trebuie să-ți mai pui tu cameră de bord, că mașina are dashcam, tati. Acum hai să vedem un pic meniul de energie. Uite, ce ți-a mâncat energie. Driving, climatizare, condiționare, elevation, faptul că ai urcat, everything else, tot altceva și în parc. Screen time, preconditioning, nimic, deci doar screen time, da? Este cel care îți mănâncă. Evident, îți mănâncă acum și climatizarea, evident. Dar 0,3% consumed în 13 minute, vezi? Nu e așa rău. Calendarul ne interesează, mesajele nu interesează, teatru l-ați văzut cu YouTube, Netflix și așa mai departe, arcade, nu l-am arătat, uite, cu jocurile, da? 2048 și ai și Steam Beta. Ia uite mă, ai Steam Beta pe Tesla, da? Și ai și Racing Buggy, Beach Buggy Racing 2. Ăsta este simplu, da? Stai în mașină și automat volanul se ușurează. Țineți minte doar că dacă te joci cu pedale și cu volan, jocul ăsta, roțile ți se vor mișca pe loc. Și înseamnă că e posibil să ți atocească cauciucurile. Aici suntem pe zăpadă, în strat de 1000 de centimetri de zăpadă sub noi. Uite, zici că este Temple Run, așa seamănă. Da, intrăm aici frumos, ia. Try using your steering wheel to play. E nasol că am pus ecranul spre Bogdan. Și uite, te joci așa. Eu accelerez acum. Dacă vreau să frânez, da, se aprind și stopurile. Uii! Unde ai mai văzut Tesla să derapeze, mă, că la plat nu poți să dezactiveze CPU-ul. Da, ia uite-l pe ăsta. Uii! Opa! Da, grafica e destul de bună. Sunt sigur că poți să bagi niște jocuri foarte mișto. Dacă ar băga Lemmings pe Tesla, ar fi genial. Ia, hop, hop, uii! Gata. Și dacă vrei să ieși, dai pe pauză, dai swipe down. Dacă vrei să te joci în spate, că și pe ecranul din spate te poți juca, sau dacă vrei să te joci anumite jocuri, îți trebuie un controller.
Nu știu dacă mașina asta l-are, dar poți să-l cumperi de la Tesla. Bun, hai să continuăm. Toybox-ul ați văzut, browser ne interesează, Spotify ne interesează, Bluetooth, radio, karaoke. Poți să faci karaoke, dar noi putem să arătăm chestia asta, că toate melodiile sunt licențiate și poți să spui și microfon dacă vrei. TuneIn, asta tot ceva de muzică, e Tidal și Apple Music. Deci le ai pe toate, da? Și Tidal-ul are fidelitatea cea mai bună. Ai trei moduri de accelerație, chill, sport și plaid. Pe plaid faci sfertul de milă în 9,23 secunde cu o viteză de ieșire de 250 la oră. Deci, practic, tu accelerezi la 250 de km pe oră în 9 secunde și ceva. Avem drag strip mode, care ăla de fapt e drag strip mode cu sfertul de milă. Comfort standard sport. Dacă dai pe drag strip mode, trebuie să aștepți multe minute, mai ales dacă e frig afară, să se precondiționeze bateria. Dar ceea ce noi nu o să facem acum, că e zăpadă, nu avem unde să facem, ne învârtim roțile, stropim toți oamenii cu zăpadă și câinii, facem urși polari. Așa, direcția, comfort, standard, sport, track mode, auto shift-ul ăla de vi l-am spus, să iasă singur din parcare, slip start, asta ne ajută, slip start este pentru plecarea de pe loc cu aderență scăzută cum e acum și trailer mode în cazul în care vrei să tractezi ceva. Și am impresia că poți să tractezi cu Tesla asta undeva la 750 de kg fără remorcă și 1600-1500 de kg cu remorcă și la X-ul, la Model X, poți să tractezi 2 tone și un pic cu trailer. Avem o suspensie pe perne de aer adaptivă inteligentă, dar poți să selectezi tu ride height și dacă vrei să mergi pe zăpadă sau așa, îi dai pe very high, știi? Și îți arată aici compresia și reculul, foarte mișto. Adaptive suspension damping, auto comfort sport și advanced și use comfort damping în autopilot și așa mai departe. Default ride height to low, asta dacă stai prin California și toată ziua te dai la liniuțe cu ea. Aici avem încărcarea 58%, open charge port sau poți să-i dai open charge port, oricum are multe comenzi din astea vocale, easter eggs, așa, știi? E și ceva cu Back to the Future, o comandă, dar am uitat-o. Așa, cum să încarci la locația curentă și dacă vrei să programezi o încărcare, da? Și ultima dată când ai încărcat la un supercharger plătit, cât a costat și supercharging tips, da? Uite, fast, find the fastest supercharger, navigate to supercharger, 20 de baterie sau mai puțin la supercharger, da? Lasă spațiu între mașini și mută-ți mașina după ce o încarci, foarte tare. E, și avem și autopilot cu full self-driving pe mașina asta și avem o grămadă de setări, da? Îți recunoaște semnele de circulație, îți recunoaște semaforul, da? Și atunci când se face verde, îți spune ping ca să tu să pleci dacă stai pe telefon, da? Limitator de viteză, summon, beta, full self-driving visualization preview dacă vrei să vezi în bord chestia asta, navigate în autopilot, câte clicuri să dai ca să se activeze autopilotul, cruise follow distance 1, 2, 3, 4, oho, ai multe, la mașinile normale ai vreo 3, aici ai vreo 7 distanțe. Oricum, un sistem avansat care va avansa pe viitor și îți va permite să ai un robotaxi, mașina ta să facă ride-sharing singură, să-ți producă bani atunci când tu nu o folosești. Ceea ce mi se pare foarte mișto. Singura întrebare pe care am eu e cum se duce singură la încărcat. Dacă ai nevoie de ea a doua zi și ea toată noaptea a fost pe tura de noapte și s-a retras în Berceni. Cum se încarcă singură? Deci este meniu cu lock și unlock și asta e foarte mișto pentru că poți să pui mai multe chei. Uite, mai multe telefoane, telefoane cu Android, cheia normală, unknown key, cardul și așa mai departe. Walk-away door lock, deci dacă pleci de lângă mașina ea se încuie, unlock on park, lock confirmation sound, niște setări simple. Uite, aici avem luminile și am făcut asta, am trecut farurile de pe auto pe fază scurtă și nu poți să pornești proiectoarele de ceață manual. Da, nu știu de ce. Dome lights, adică astea sunt on sau off, ele nu sunt cu touch, da? Deci trebuie să le aprinzi de aici. Luminile ambientale, dacă le vrei și pe alea, ai și așa ceva. Fază lungă automată și farurile după ce ieși din mașină, în cazul, e un fel de follow me home, nu e headlights after exit. Avem display-ul, setări pentru display, fii atent, dark mode. Ce bine arată pe dark mode. Nu știu de ce cineva ține pe light mode. Brightness 100%, display tilt, da? Uite, vi l-am arătat mai devreme. Aici lasă centru, dar hai să-l punem către cameră. Screen clean mode, aici să poți să cureți ecranul, că e plin de amprente, exit in 3, 2, 1, așa. După aia trebuie să te duci iar la display. Lock screen display dacă nu vrei să joace nimeni pe display din spate și alte setări. Da, alte setări din astea. Temperatura în Celsius, distanța în kilometri, energia în procentaj sau în distanță, presiunea în bar sau în PSI și mai departe. Uite o chestie mega interesantă, da, cu tripurile și consumurile. Deci mașina asta are 4538 de kilometri, da, a mâncat 1094 de kW, adică 24,1 kWh pe 100 de kilometri, da, sau 241 de W oră pe kilometru. Asta înseamnă
o autonomie medie de 400 de km. Deci la 2/3 din ce zice Tesla. Așa, și acum avem siguranță. Sentry Mode, Dash Cam, da, Pin to Drive, dacă vrei să pui un pin, Glove Box Pin, dacă vrei să pui un pin la Glove Box, la torpedo, Security Alarm, whatever. Aici ai niște chestii legate de service, da? Manualul utilizatorului, Car Wash Mode, configurația de roți, calibrări de cameră, da? Și inclusiv wiper în service mode, adică ștergătoarele să fie în mod de service dacă vrei să le schimbi. Presiunea 2,8 bari, mare. Recommended cold pressure 2,9, dar pe frig o să mai scadă puțin, știi, presiunile astea. Mașina se numește Lightning McQueen pentru că e roșie. Ha, uite, vinul este cu 5 în față, model de Europa, software-ul e versiunea 11, una, ultima versiune de soft, premium connectivity și așa mai departe. Deci cam asta este. Acum, aici mai poți să-ți mai iei premium connectivity abonament. El vine cu mașina, dar expiră după un timp și poți să-ți iei pe bază de abonament. Costă 10 euro, cred că pe lună, nu pe an. Și îmi place că îți arată un Model 3 acolo în imagine. Ce? Nu vreau eu să arăt, sunt ultimele 4 cifre de la cardul proprietarului, care oricum, nu, nici nu știm, eu nu știu cu e mașina, dar voi, așa că, da, tot nu e frumos să arătăm chestiile astea. Acum suntem în spate și uite cum se vede plafonul ăsta panoramic, imens, superb, așa, cu apă pe el. Și în spate au îmbunătățit materialele, dacă vrei deschizi ușa, vezi, nu-ți dai seama că aici e buton, dar dacă apeși, se deschide și el. Ok, aici butonul pentru geamuri, au pus buzunare în spate, bancheta au mai îmbunătățit-o puțin, dar na, e destul de joasă și stai un pic cu genunchii la urechi, dar în general este destul de confortabil, nu prea am ce să-i reproșez. Nu avem cotieră aici în spate, tunelul este inexistent și avem și display-ul. Și singurul mod prin care pot să vi-l arăt este să deschid ușa, da? Pentru că altfel mașina se încuie. Bine, nu s-o deschid, doar s-o descui. Și avem climatizare, avem scaune încălzite, avem karaoke, Netflix, climatizare, avem de toate și două USB-C-uri acolo. Spațiul este, persoanele ultra mega înalte s-ar putea să dea cu capul aici, dar cele normale nu cred că vor avea o problemă. V-am spus, singura chestie este că stai așa cu picioarele la genunchi. Vreți să vedeți un om prost? Am spus că are wireless charging în spate, am spus că are cotieră și după aia când mă duc în spate zic, apa n-are cotieră. Ia fiți atenți aici. Da? Cu deschidere electrică avem o cotieră cu două suporturi de pahare și wireless charging și suport pentru alte lucruri de stocare. Deci avem, doar că este deschidere electrică, electrică. Bun, hai să trecem în revistă niște dimensiuni, niște chestii, așa, înainte să trecem la X. Deci mașina asta măsoară 5 metri, cam atâta e. Lată de aproape 2 metri și e înaltă de 1,40 m, cam așa. Are o greutate la gol de undeva la 2,1 tone, 2160 ceva de chile și are o sarcină utilă de 439 de kilograme. X-ul are sarcină utilă ceva mai mare, probabil pentru că e mai mare. Deci ține de caroserie, nu ține neapărat de motor, că și asta ar putea să aibă o sarcină utilă mai mare dacă era mai mare. Tractarea, am spus, 1600 de kg cu frână, diametru de bracaj 12,3 m, la X e 12,4 m și deși puterea maximă de încărcare e 250 de kW, puterea medie, da, de la 10 la 80% e 140, adică mai scade, nu poți să încarci atât de rapid, constant, așa ca animalul, pentru că vei degrada bateria în timp. Hai să vedem dacă putem să arătăm dansul mașinii și după aceea trecem la X. Apropo, știți că Tesla, modelele Tesla sunt S3XY, adică sexy, da, și o să lanseze modelul 2 și o să fie too sexy, da, și după aceea o să fie Cybertruck și o să fie too sexy Cybertruck sau ceva de genul. Mă rog, ideea e că Elon Musk e nebun și are simțul umorului, cu toate că multă lume nu-l place și a făcut rahatul praf cu Twitter-ul. Ha-ha. Bun, acum X-ul. E aceeași platformă, e același motor, evident, e mai mare, mai spațioasă, dar are câteva găselnițe. Despre dimensiuni și alte autonomii o să vorbim la interior, că nu vrem să înghețăm sau să udăm microfoanele, dar fiți atenți aici. Ușa se deschide singură.
dacă vrei să intri în ea, apa așa, și să închizi ușa, dă-te, Bogdane, că o să-ți prind mufa. Se închide ușa, ia uite, apăsând pe frână. În rest, dacă vrei să ieși din ea, ori apeși pe buton, uite, are soft close, da, e sunare. Și acum, hai să vorbim despre ușile Falcon. Ia. Așa se deschid ușile la X și dacă ai zăpadă pe mașină și ești prea scund și n-ai perie ca să așa, o să-ți ningă în mașină. Dar asta e versiunea cu 6 locuri. 2 cu 2 cu 2, toate 6 sunt încălzite. O să arătăm și cum se închide, o să arătăm și plafonul panoramic și uitați-vă cum este caroseria. Și ce e mișto la mașina asta este că, pe lângă faptul că are senzor să nu se lovească mașina, dacă vrei să o deschizi într-o parcare strâmtă, poți să o deschizi într-o parcare strâmtă. Pentru că, după cum vedeți, nu iese foarte mult în afară. Ăsta e avantajul lui X, în general. Nu neapărat al lui X-Plaid. Și X-Plaid are eleron, doar că de data asta este din ăsta mobil, da? Evident, aceeași siglă de Plaid, aceleași ornamente negre, același interior nou. Ameno, ameno, ha. Așa, fiți atenți aici. Probabil credeți că în portbagajul ăsta nu sunt bagaje absolut deloc, pentru că avem scaunele, da? Ia fiți atenți aici. Uite, uitați câte bagaje, cât spațiu este aici, tăticule. Deci, câte ghiozdane și câte serviete și câte alte lucruri mai sunt pe aici. Încă o dată, un spațiu de depozitare și aici. Da, exact ca la S. Materialele sunt cam la fel, însă dacă vrei să rabatezi bancheta, ia aici un butonel, ia uite-l, și coboară ca la Volvo, da? Rabatezi bancheta, bine, mai e ceva acolo și ai o podea plană, da? Dar ai foarte, foarte mult spațiu, mai mult spațiu decât la model S. Ăsta este și principalul avantaj, bine, și garda la sol înaltă. Principalul dezavantaj este că nu are autonomie la fel de mare, un 530 și ceva de kilometri versus 600 la S-Plaid. Și evident accelerația, adică n-ai 2.1 până la 100 declarat, ai 2.6 până la 100 declarat. La mine e și mașina mai grea. Dacă vrei să o închizi, simplu, precum bună ziua. Și la final, rămâneți că o să facem dansul ăla cu mașina care cântă, cu ușile, cu totul, exact pe ninsoare, să vedeți. Da, deci, apropo, toate Plaid-urile de astăzi nu au mai mult de o lună, că abia acum au început livrările, da? Asta pot să o lași. Acum, Bogdane, hai în interior să vorbim despre mai multe. Interiorul nu diferă mult. E mișto că avem și interior negru, am avut interior crem, cu altă tapiserie aici, ceva textil. Să arătăm și diferențele. Asta e mișto. Uite, n-am luat încă folia de pe asta. Mamă! Îți dai seama, mașină Tesla nouă. O să fac asta, o să fac un unboxing la o Tesla, dar mai durează. Așa, scaunele similare, dar diferite, în sensul că sunt un pic mai rigide, dacă este să mă întreb pe mine, decât la Model S. Mi se pare că la Model S sunt un pic mai confortabile, mai moi. În rest, diferențe mari nu sunt. Consola e aceeași, ecranul e același. Și uite, apare în bord, apare un X, da, nu apare un S. În rest, prin meniu, nu prea avem ce să arătăm, doar că aici por băgâfâț, da, ceva. Poți să deschizi ușile, asta e mișto, da, poți să deschizi ușa șoferul, ușa pasager, portbagaj și așa mai departe, adică diferă puțin pentru că, na, e particularitatea lui X. Uitați-vă aici, deci, de aici începe plafonul panoramic și la mașinile astea avem cameră încălzită aici în față, da? Deci se va încălzi în jurul, avem și parbriz încălzit, evident, dar avem și cameră încălzită, avem și cameră interioară, n-am arătat-o la S, o arătăm aici, dar jugul este același, dar fiți atenți la parasolare, pentru că la Lucid Air, care are un plafon similar, au pus două ventuze și parasolarul și arată urât. Aici, în schimb, dacă nu folosești parasolarul, ia uite, pac, 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 și se prinde magnetic acolo. Vezi ce poți să faci cu magneți în ziua de astăzi. Dar spuneți-mi voi dacă ați văzut un parasolar mai mic decât ăsta. Avantajul este că se extinde și este magnetic și aici. Da? Foarte tare. Foarte, foarte, foarte tare. Vai de capul meu. Hai să închidem. Aha.
De la zăpadă? Navă spațială, frate. Și ia uite cât spațiu avem aici, tăticule. Dar se vede de ce nu ai loc central, nu? Pentru că dacă ar fi cineva aici mai înalt de 1.50, ar da cu cap. Aici avem boxe. Sistemul audio e similar cu cel de pe S. Consola asta e cam la fel. Scaunele, în schimb, mie îmi plac scaunele astea individuale, cu spațiu aici, să-ți închizi picioarele dacă vrei să stai frumos. Da, nicio problemă. Însă, dacă vrei să deschizi ușa, nu mai ai mânerul ăla ca la S în spate, ai aici butonul. Ia, uite pe la arăt eu, aici, butoanele astea. Da, în cuiere, deschidere. Dacă vrei să închizi mașina, mai ai și un buton undeva, știi, când e ușa ridicată, e undeva pe aici, ceea ce înseamnă că e aici jos butonelul. Da, dar îmi place că ai loc, îmi place. Aș putea să stau și în picioare, dar nu pot, că e plafonul ăla. În schimb, scaunele individuale confortabile, bune, îmi plac, încălzite, pune și alea două din spate, sunt încălzite. Ia, nu o să ai ceva probleme cu vizibilitatea când mergi cu mașina asta și se vede că, na, a căzut un pic de zăpadă când am deschis ușile, dar n-am avut ce să facem. Ce e mișto este că poți te duci în spate și te poți duce în spate foarte ușor pentru că scaunele sunt electrice, da? Bun, de la maxim și la maxim. Ia uite, ia. O să mă dau pe spate să stau ca șef. Foarte mișto. Da? Ok, deci stai și pe spate, poți să-l dai și în față dacă șoferul e scund gen Luci Popa. Așa. Și te duci în spate frumos. Opa, așa. Unde ai suporturi de pahare, banchetă încălzită. Unde ați mai văzut voi scaune încălzite? Aici, în spate de tot. Ia uite ce bine stau. Și pentru că, na, dacă sunt singur, pot să stau cu cracii ridicați. Da. Foarte mișto mașină. Evident, nu abundă de spațiu. Nu trebuie să păcălim pe nimeni, dar ai cât de cât spațiu aici, ai cât de cât spațiu la genunchi. Ai două suporturi de pahare și destul de ok. Bancheta asta micuță e mai bună decât e la S-Plaid, pentru că nu stai cu picioarele, cu genunchii la genunchi. Pentru că nu stai cu genunchii la urechi. E foarte ok. Și pentru un om de dimensiunea mea, n-am niciun stres. Aici mai dau un pic cu cotul, dar pot să bag mâna pe și să nu mai... Nu, glumesc. Nu, e ok. E foarte, foarte ok. Și ieși foarte ușor din mașină. Deci, practic, tu pe aici intri în mașină, nu te urci nici prin spate, da? Și nici prin spatele scaunelor. Te urci pur și simplu pe uși, pe ușile Falcon. Ia uite. Și dacă vrei spațiu cu adevărat, ia uite, tati, cât spațiu ai. Dacă să poți să ieși mai bine sau să poți să te miști sau dacă ai o persoană cu dizabilități și are nevoie de un acces facil, da? Și fii atent, vreau să filmez șinele. Dă Bogdane camera, vreau să filmez șinele. Să vedeți cât de performante sunt, adică cât de mari și cât de groase sunt. Ia-ți-o și set. Ce motoare puternice au! Incredibil! E incredibil cât spațiu e mașina asta, din nou, din cauza, sau mă rog, datorită împachetării eficiente și faptul că mașina asta a fost gândită de la zero să fie una electrică. Nu e cu mult mai lungă decât S, nu e cu mult mai lată decât S, nu are ampatament cu mult mai lung decât S, ba chiar 5 mm e diferența, însă e mai înaltă, 1.68, ceea ce îi dă spațiu pentru cap și posibilitatea să pui locurile în spate fără probleme, deși și la S puteai să pui chestia asta. În schimb, e mai grea, 2,5 tone, are autonomie mai mică, 530 de km, are o sarcină utilă mai mare, da? Deci 507 kg și 6 ori 8, 48, deci poți să pui 20 de kg de bagaj și 6 oameni de 80 de kg fără nicio problemă. Francul e mai mare, are 183 de litri, portbagajul minim are 425 de litri, dar dacă rabatezi toate banchetele, ai 2,6 metri cubi în mașina asta. Este incredibil și... Da, am spus, diametrul de bracaj e un pic mai lung cu 0,1 metri și poate să tracteze 2,2 tone cu frână. Cam ăsta e avantajul. Și acum, voi ce v-ați lua? S, să tragă de stinge, sau X pentru spațiu și tot să faci suta în 2,6 secunde. Hai 2,7 cu indulgență, da? Ce ați alege? Și ca să fie treaba treabă, și două USB-C-uri. Deci avem 2, 4, 6 USB-C-uri, un USB-C pentru fiecare pasager. Din păcate, nu avem wireless charging în spate cum avem la S, dar nici nu ne trebuie. Uite, o chestie mișto, înainte să mergem să o conducem, dacă apeși pe ambele butoane, dai restart la calculator și mașina merge, s-au aprins butoanele de PRND și efectiv tu stai și mergi cu mașina și nu se întâmplă nimic, ecranele sunt moarte, aștept să-și facă refresh.
apare la un moment dat emblema de Tesla după ce își face refresh-ul, dar e ciudat și te sperie un pic așa, să n-ai nicio informație despre mașină, să-i dai reset în timp ce mergi cu ea. E ceva ce cred că numai la Tesla se poate, dacă nu s-o putea și la altele. Și efectiv, merge așa, fără nicio problemă. Uite, gata, s-a aprins emblema de Tesla, o să pornească și aia a fost tot. Hai că dacă tot suntem aici, arătăm și camera care s-a murdărit. Cele laterale nu se murdăresc așa rău și lumea tinde să nu prea te audă, deși mașina scoate. Bine, diametrul de bracaj e mare, la 12 metri e mare, dar pentru o mașină de 5 metri nu e așa de mare. Și acum, du-te în față, vezi? E altă chestie de memorie musculară cu care trebuie să te înveți. Și într-o situație din asta de parcare, uite, reflexul este să... Uite, aici voiam să virez, dar nu am putut că n-am mai avut volan. În spate din nou. Cred că era mai ok să facă drive în jos. Sunt curios dacă... Da, nu poți să modifici, poți să o treci în drive dacă n-ai piciorul pe frână. Bun, hai să vedem. Prima tură cu Model S Plaid pe mâzgă, pe zăpadă. Deci, hai să vedem. Tap, tap, activate drive. Și uite, acum îmi zice că s-ar duce înainte. Dar noi n-avem cum să mergem înainte. Ceea ce înseamnă că trebuie să-i dăm așa, în marș arier. Vedem camera și vrem să semnalizăm dreapta. Ceea ce e ciudat este că dreapta e în... dreapta e în... sus și stânga e în jos. Te aștepta să fie invers. Uite. Oalele. Cum e cu jugul ăsta. Ok. Domnul cu Loganul. Și acum hai să mergem. Uite. Și vrei să iei de volan și nu poți. Zici că te joci pe PlayStation. Așa, dacă vrei doar să mergi cu mașina, mai e rău. Avem regenerarea pusă pe strong. Uite. Tesla Model S, Tesla Model S, Tesla Model S. Nu mai Tesla pe aici. Tesla și Volkswagen. Da. Poți să mergi foarte liniștit cu ea. Dar, într-adevăr, dacă vrei să virezi mai mult, deja simți nevoia să apuci volanul și să mergi altfel. Simți că mașina are putere, adică trebuie să apeși milimetric pedala de accelerație, că ea se duce oricum. Că cumva simți că ai sub tine 1000 de cai putere. Bine, 1000 între ghilimele. Ea are 1000, dar e expresia 1000. Acum, vrei să dai de ștergător? Primul instinct, hopa, ștergătorul, știi? Dar l-ai aici la buton și îl dai frumos așa. Ia-o. Da, și mașina cumva nu-ți dă impresia că are atâta putere, știi? Adică tu accelerezi ușor gândindu-te că o să accelerezi liniștit. Și cu toate astea apeși puțin pe pedală și te trezești așa că ești mișcat dicolo-colo. Eu am mers destul de mult cu performance-ul ăla care avea 800 de cai putere. Adevăr, mașina e alta, adică interiorul e altfel, volanul care nu e volan, e yoke, jug, e altfel. Dar așa mașina e destul de controlabilă. Volanul, și încă o dată îi zic volan, că e reflex, este destul de lat. Adică e lat și dreptunghiular, așa, nu te aștepți. Nu știa că să-l ții așa, când el de fapt trebuie ținut așa. Știi, ca să ai decupaje la degete ca la un volan normal. Dar există riscul să-ți alunece. Știi, să nu apuci de el exact cum trebuie, știi? Așa ca manevrabilitate nu am nimic ce să-i reproșez. Și ascunde masa destul de bine. Și eu, deci mergi cu ea one pedal, că asta e, n-ai nevoie de frână. Știi? Și regenerarea e puternică. Când vrei să pleci pe loc, de pe loc, uite, wow, mașina are tracțiune, deci cu anvelope de iarnă are niște Pirelli pe 0 pe ea. Pe 0 pe de iarnă, cum e, Soto 0. Oricum, rupe. Rupe. Singura problemă la cei neexperimentați la mașina asta e că s-ar putea să intri prea tare într-o curbă. Știi, intri prea tare într-o curbă, vrei să virezi prea tare, vrei să apuci de hopa și n-ai ce să mai faci. Dar în rest, n-ai treabă. Mașina este, hopa, cu direcția pe sport. Hai să o dăm un pic pe confort, că mie îmi place direcția un pic mai moale. Dacă dai direcția un pic mai moale,
pe confort, atunci devine chiar plăcută. Nu mai e tensionată, știi? Cu direcția pe sport și cu pedala asta de accelerație ceva mai rigidă, că nu, dacă n-ar avea niciun pic de rezistență, te-ai duce în primul copac. Dar cu direcția asta, te mai detensionezi și tu, știi? Încep să mai prinzi un pic de încredere, că mai mult feeling în volan n-o să ai. E doar altă asistare. Mult mai mare și uite, mergi în condiții din astea și nu simți că mașina vrea să fugă după tine. La plat nu poți să dezactivezi SP-ul, spre exemplu. Și avantajul este tractiv. Uite, dacă vrei să prinzi, uite, vrei să prinzi volanul, să-l virezi, nu poți, trebuie să te obișnuiești cu chestia asta. Dar e interesant să știi. Mi-au zis cei de la Tor, vezi că o să-ți placă jugul după ce te plimbi un pic cu el. Adevăr, dacă faci așa, iese. Și dacă prinzi o urcare din asta și un pic mai liberă, uite, puterea e nemărginită. Chiar că nemărginită. Îți dă impresia că nu are nicio limită. Că n-aveți idee cât de puțin am apăsat pe pedală. E bestială. Uite, dacă vreau să-i dau flash la Loganul ăsta, nu pot. Trebuie să-i dau, știi? Hai. E reflexul, dar te obișnuiești. Apropo, știți ce sunt astea, nu? Sunt niște butoane fizice de semnalizare. Ha! Astea sunt puse de proprietar după aceea. Dar și asta, adică vrei să semnalizezi și faci așa, știi? Adică tot e nenatural, dar poate e un pic mai natural decât semnalizarea la buton. Deși m-aș putea obișnui cu ea. E simplu. Dacă ai condus Ferrari-ul, e simplu. Pentru că ai semnalizarea stânga pe butonul stâng și trebuie doar să-ți programezi memoria că tot la butonul stâng ai semnalizarea dreapta, știi? Doar că te-ai setat să fie stânga sus și dreapta jos. Uite, aici trebuie să iei, n-ai cum să apuci volan. Hai de capul meu! În rest, liniște totală. Nici nu bate vântul. Dar e sentimentul ăsta de peisaj iernatic. A, și încă o chestie. Să zicem că vrei să faci o manevră, știi? Să eviți o groapă, să, știi, ceva scurt așa, vum, știi? Mașina nu răspunde chiar cât de repede ai vrea. Mă, e mare, e grea și cumva nici nu cere să o bruschezi, știi? Trebuie să fii super lean cu ea. Opa! Și aici, cu orice altă mașină, ai pierde tracțiunea instant. Și nu zic, când mă refer la orice, mă refer la tracțiune față, la tracțiune spate, la anvelope necorespunzătoare, nu mă refer la toate mașinile. Dar pentru ceva care are atât de multă putere, este prietenoasă. Singura chestie este că dacă te înfigi în accelerație, efectiv, nu te aștepți la așa ceva. Nu te aștepți. Și da, scaunele chiar sunt un pic mai bune decât la X-Plaid, mai moi un pic. Poziția la volan e bună, vizibilitatea e bună. Și am ajuns la barieră. Evident că ai one pedal driving. Și uite, dacă ești cu roțile virate, ai jugul pus invers. Dacă vrei să semnalizezi dreapta, să semnalizezi de fapt stânga. Dacă vrei să semnalizezi stânga, e de fapt dreapta, știi? E un pic ciudat, nu e natural. În schimb, la drum lung, ceea ce presupun eu și am văzut la alții, dacă vrei să mergi la drumul lung, poți să ții așa, nu poți să ții mâna pe volan așa. Așa că o ții așa, relaxată sau stai așa, știi? E foarte interesant. Oricum, stă mult mai bine pe tracțiune decât mă așteptam. Nu că i-aș fi dat eu foarte mult, dar orice urmă de pierdere de tracțiune sau de aderență e contracarată. Bine, fiind o mașină grea, intri prea tare într-un viraj, mașina nu vrea supravira, va subvira. Se va duce drept. Nu poți să bați legile fizicii. Și altă chestie, la padele sau la mașinile normale, ești obișnuit să fie în față râul, marșarierul, și aici drive-ul, știi? Și reflexul este să dai în jos. Și nici dimensiunile nu te sperie. Adică o fi o mașină de 5 metri cu 2 metri, dar nu. Cumva e mai puțin intimidantă la capitolul dimensiuni decât alte mașini, știi? O să prindem una probabil la vară
Și o să vedem ce și cum. Uite, acum suntem aici, acum suntem acolo. Și asta a fost doar așa, o mică ciupeală de accelerație, uite. Pierdere de tracțiune spre zero. Evident că totul s-a reglat din soft și a dat cât cuplu a crezut că merită la nivelul de aderență pe care l-avem, care oricum este foarte scăzut. Și să vedem, avem aici un dâmb și să știți că am văzut niște mașini. Da, se descurcă bine. Bine, perne de aer, nu e suspensie clasică, să zici că îți clănțăne dinții. Dar am văzut oameni acolo la barieră care făceau, așa făceau, cu mașinile normale și noi nu. Noi chiar nu. Și acum e testul suprem, că avem zăpadă nebătătorită, n-au trecut mașinile. Ăsta este testul suprem al mașinii. Și sunt sigur că dacă te-ar lăsa Tesla să dezactivezi tracțiunea și stabilitatea, ai putea să faci niște burnout-uri pe zăpadă înalte de 2 metri sau chiar mai înalte, de 7-8 metri. Și altă chestie, nu te aude lumea, că vii. Așa că pui megafonul și urli, vezi că vin. Și uite, aici, da, în urcare, Monstru. Uite, alt flash. Mi-am zis, flash. Nu poți să fii cocalar pe autostradă cu pleadul. Trebuie să până găsești butonul flash și trebuie să-l apeși flash. Nu stai tu, că te deranjează, te vede ăla că dai flash, te vede că apeși pe buton și nu mai arăți șmecher. Uite, altă chestie. Am vrut să apăs pe ștergătoare, pac, degetul mi s-a dus pe pilot automat. Deci necesită un pic de obișnuință și un pic de memorie musculară. Cam asta e. Despre asta e vorba. Bine, dacă într-adevăr vrei să te joci cu mașina, eu mă refeream că pe modul normal, dar pe track mode, poți, da, să dezactivezi sistemele. Mă refeream că în modul normal n-ai aici buton de ESP off, cum există la celelalte mașini. Ca să nu ne înțelegem greșit, știi? Dar cam așa e. Ca o mică concluzie, mașina trage de stinge, e silențioasă, e rafinată, se vede ingineria din spatele mașinii. Eu cu ăsta este un pic inconfortabil, nu poți să stai nici așa, nici așa, că e prea gros. Bine, dacă ai mâinile mari, ai putea, dar tot simți nevoia să te ții de ceva, te sprijini de ceva, pentru că în momentul în care accelerezi tare cu mașina, așa, vrea mașina să se ducă, să te bage în scaun și n-ai de ce să te ții. Decât să te ții de aici, de aici sunt și mai groase manetele astea, mânerele astea. Așa că n-ai ce să faci decât să te obișnuiești sau să aștepți să vină alea cu volan. Ha! Uite! Ha! Ce tare! Gata! Tesla Model S. Gata! Tesla Model S-Plaid, S-Plaid, X-Plaid pe mașini cu Luci Popa s-a încheiat. Mulțumim Tesla Happy Owners Romania, Toro, să aveți linkurile cu Instagram-ul și ce linkuri mai vor băieții să promoveze. Intrați în comunitatea asta pentru că este plină de oameni. Fain! Minus 4 grade, dar ce contează? Ne-am făcut materialul de la cheile grădiștei cu 3000 de cai putere, mașini cu Luci Popa. Cum era, mă? Se încheie. Se încheie. Pa!